Ieri Studioul TV prima dată start concursului Topul Personalităților 2013. Concursul se va încheia pe data de 25 ianuarie în cadrul unei gale unde vor fi premiate cele mai de succes personalități în domeniile lor de activitate. Astăzi echipa de filmare a dorit să afle cine în opinia oamenilor este cel mai bun politician din Glodin, cel mai bun om de afaceri și primarul anului din Raion. Care sunt opiniile oamenilor, aflați în continuare. Concursul are drept scop stimularea dezvoltării antreprenoriatului, promovarea produselor, serviciilor, agenților economici, recunoașterea meritelor de are unor oameni din diverse domenii de activitate. Oamenii au venit cu diferite propuneri la diferite personalități pentru cel mai bun politician din Raionul Glodin. Unii oameni nu au propus pe nimeni pentru că nu cunosc niciun politician din Raionul Glodin. Un politic, dar și un politic, pot știu, îl știu pe Iulic Bogdan, nu știu că e bun băiet și Țărigrațchi. De ce ei? Așa știu, pe dânsă știu mai mult. Gheorghe Miț și Airin. Țărigrațchi. De ce? E foarte bun om. Da, n-am privit televizor, nu știu, nici nu pot spune. Domnul Țărigrațchi. De ce anume el? Conduce bine Raionul Glodin. Gheorghe Ireni. De ce? E bun. La categoria primarul anului, majoritatea oamenilor își propuneau candidatura primarilor localităților de unde ei sunt. Bogdan, e clar că e primarul care este acum. Primarul de la Ciciulea, Cumbălaș. Cobălaș Serghei. De ce? E un om tânăr, gospodar, stăruitor, a făcut mult pentru sat și este respectat de oameni. Primarul satului Hâșdieni. De ce el? Fiindcă e om... Om mai făcut ceva pentru sat. Ce? Da, cum... Ia ca o stricat casa de cultură, un renoit-o, vre proiectul să câștige pentru casa de primi. Cred că am fost Eftiev. Bogdan, da? De ce anume el? Mai faci ceva prin Glodin. Am auzit că la Limbieni vechi e bun tare primar. Au făcut mult pentru sat, pentru oameni. A fost foarte dificil să obținem nominalizări la titlul celui mai bun antreprenor. Asta deoarece oamenii nu cunosc numele antreprenorilor din Raionul Glodin. Dar noi nu știm pe așa oameni. Nu știu, nu știu. Domnul este care o culinela, parcă îmi pare, că e mai aprovizionat, e mai... Culebaba. Nu el? De ce? De ce Culebaba? Păi el are moară, are magazin aici, are... ajută niște grădinițe, am înțeles, cu grădinițe de copii le ajută, cu finanțarea. Cu... Eu socot că domnul Oleg Șovelski la dânsul... De ce anume el? Anume el pentru că, mă uit, că toată lumea se adresează la dânsul și toate multe materiale de construcție la dânsul sunt. Tot ce este necesar pentru construcție la dânsul poți găsi. După părerea mea, cel mai bun om de afaceri din Glodin este Jantel, deoarece este tânăr, energic și foarte bine merg lucrurile. Așteptăm nominalizarea persoanelor care merită titlul politicianul anului, omul de afaceri și primarul anului pe site-ul TV Prim.md și în grupele TV Prim de pe rețelele de socializare Anaclasnici și Facebook.